Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de Minecraft. Astăzi va trebui să ne aventurăm în acest templu misterios din junglă și va trebui să căutăm o comoară. Hai să vedem ce scrie aici. Uh, right to the Jungle Temple. Ok, este un templu din junglă, după cum vedeți mai și plow. asta e un pic nasol. Uh, creatorul este Busybox. O să găsiți linkul către canalul lui de YouTube în descriere. Pur și simplu, omul ăsta face niște hărți geniale. Deci toate hărțile de genul pe care le-ați văzut la mine sunt făcute de el și eu zic că merită așa o mică promovare moca pentru că e blană, spre blană hărțile. Bun, find the ancient lost treasure. Da, după cum ziceam, trebuie să găsim o cumoare ascunsă și veche. Hai să vedem. Uh, ce avem noi aici? Avem un lever Nu știu, stai să vedem, să ne uităm peste tot Nu uitați și bineînțeles să dați un like Acestui episod și un subscribe și ce fac aici <laughs> Uh, da, deci aparent este doar acest lever. de să-l apăsăm. Pam, pam, pam și mi-a deschis aici templul. Bun, bun, bun. Avem aici checkpoint deja. Au, oh, uai. Era să fac cu inima. Ce naiba. Și cum trec de asta? Stai. Mamă. Harta asta e plină de capcane. Tocmai am realizat că scria chestia asta, dar am uitat. Vai de viața mea, va fi un pic mai grea decât de obicei. Mamă, ce cu atâtea nebuni? Uite că săgeata mi-a și dat o mie. Bă, dar uite câte un, o chestie din fiecare. Uite, avem săgeți o grămadă, aparent, nu știu ce facem cu ele. Avem și o săbiuță. Uța, uța, săbiuța. Am văzut că vă plac super mult episoadele de genul și mie place super mult să le filmez. Și tocmai a scos fratele nostru Busybox o hartă de genul. Aici de ce două oare? Nu pot să cred așa ceva. Ci, a, mi-au rămas itemele. Doamne, ajută. Bă, deci cum e harta asta? Ai de viața mea. Cu e harta asta? Oaie. Oaie, era să cad iarăși, nu pot să cred. Doamne, ferește. Și cum ajung aici? Stai. Bă, cum mai trec acum? Mamă, m-a traumatizat. Ce frate cu harta asta? Va fi că, că cea mai grea. Nu mai trage mine, frate. Trebuie să o luăm cumva... Nu mai am cum să atingă lei gata. Trebuie să avem foarte multă grijă aici. Hai să vedem, pot să... Ok, nu am realizat că nu pot să sar acolo. Deci nici măcar nu putem sări. Nu pot să cred că de la primul obstacol încă nu... De la primul obstacol nu mai putem trece. Nu pot să cred așa ceva, sincer. Ok. Gata, am reușit, am reușit aici. Ce, ce, înseamnă asta? A, uite ce înseamnă. Dar presimt că e capcană, hai să vedem totuși. Ok, nu sunt un plan nimic, asta e un pic dubios. Stai, nu mai avem și pe aici ceva? Nu mai avem aparent. Suntem bine momentan, am trecut prea ușor de asta, ceva e dubios. Bă, ce este dubios aici? Tu ești dubios, mai nebunaticule. Aoleu! Nu! Cum fac ăștia când eu muri? A, bun, 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 hai că ne-am descurcat bine binișor aici. Nu mai e nimic, mă plimb așa ca nebunul pe aici pentru că mi-e frică și de capcane, vreau să găsesc lever. A, prea ușor, iar ceva se întâmplă, bă? De ce sunt atât de ușoare unele? Pot să sar aici? Cred că pot să sar. Da, uite, am reușit să sar. Mai sărim dată. Îmi place super mult cum mi-e făcut harta, jur cu... A, o am la foc. Am luat foc și m-am stins foarte dubios. Ok. O să mă prefac că n-am văzut nimic. Aud un zombie pe aici. Ok, super! Așa că n-am luat niciun checkpoint. Mam. Altă hartă fără checkpoint-uri. Wow, e. Yeah. Bun, aici trebuie să am cea mai mare grijă. Asta e cea mai grea, sincer. Nu pot să cred. Efectiv, e super greu să treci aici. O să vă las și harta în descriere, în cazul în care vreți să vă jucați și voi. Mamă, ce hartă, blanau! Sincer îmi place că nu vreau, m-am săturat de ele prea ușoare. Vreau dificultate, dar nu dificultate atât de mare. Ok, după jumătate de oră de tentative de trecut primul nivel am reușit în sfârșit să trecem. Și acum, iar am luat foc. Bă, bă, de ce tot iau foc? Nu înțeleg. Aoleu, oh, nu spune că mor, te rog, nu îmi spune că mor. Stinge-mă cineva să mă stingă, vă rog, bun. Bun, bun, bun. Băi, deci hartă fără checkpointuri Extrem de greu, oaie. Bun, aici pe scară. Ok, du aici, te rog frumos, așa bun. Nu mai știu sincer unde am murit data trecută. Aici am murit, oare? Dar, bă, fiți atenți. Acolo nu pot să sar și trebuia să vin aici, jos, bă. Mamă, ce schemă. Trebuie să avem foarte mare grijă că nu sunt checkpointuri. Aici e o ușă. Și grijă mare la capcane, bineînțeles. Uh, o ușă cu un lever. O să pic în lavă sau sal. What? Ah! mi închis ușa și mi-o spawn -a mult zombi. Ah, doi zombi. Trei cât să Ok, nu e mare tragedie, sincer. Îmi mulțumesc, ce pot să zic. O duc la următoarea ușă unde avem un chest. Opa, Diamante, gold, mai mult pui și în sfârșit o sabie de doamne ajută, așa frate, așa. Parcă mă simt mai în siguranță acum și putem continua foarte mare grijă. Nu e niciun lever ascuns pe aici. Ok. Pe unde ar trebui să o iau? Bă, ce tu sar pe aici așa? Hmm. N-am idee pe unde trebuie să o iau, bă, și mi-e frică, bă. O, uite, acolo vă că e ceva. Dar, bă, e ne... Ia, stai, pot să sar aici? Nu prea pot să sar, din cauza la liana aia. Uite cât... Abia de aici... Nu, deci n-am cum să sar acolo, fraților. Nu am cum, că e asta aici și mor pe ea în loc să sar. Bă, ce trebuie să fac? Bă, a, oleu. Nu pot să sparg? Nu pot să sparg. Mă, tot aruncă, bă, nu, pot, nu se poate așa ceva. Aici, dacă morc pe asta, nu ajung absolut în nicăieri. Deci, am cam rămas în impas și nu știu ce am de făcut. Așa că, o să mă duc și aici, că numai aici pot. Hmm, și oare de acolo, de aici putem sări acolo? Aoleo, dar avem un lever acolo, bă. Ce naiba e cu harta asta? A, uite că... What? Ce-a fost asta? Doar o dispărut? Nu înțeleg. Nu înțeleg dacă am făcut ce trebuie, sincer, dar am reușit să trec ceva ce părea imposibil de trecut, așa că, Doamne ajută, o să mă mulțumesc cu asta. Aici avem dita mai groapa și trebuie să sărim cumva în ultima secundă, pentru că altfel ai de viața mea ce săritură nașpa, vedeți mă tot, mă tot urcă pe liane, pe nebunii de -astea. Deci trebuie să vin exact prin centru și să sare exact în ultima secundă, oaie, mamă, ce grea e asta. Uu, am trecut, am trecut, mamă, 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 emoții cu emoții. Au ceva monștri pe aici. Ok, foarte multe de astea. Dăm din nou de o capcană și murim sau sal. Hai să încercăm cât de departe putem. Nu sunt în plan nimic bun. Bine, nu e chiar bun, dar... Uite, mă, nu merg de la distanța asta, oare de ce? What? Trebuie deschise toate, cred că. Hai să vedem. Eu deschis ceva? Ce mi Eu deschis? Mă speriat. A, aici, aparent, o deschis la zombală ăștia ceva. Îi bat lejer, nici nu mă ating. A, aici un fel de... Au, lu, au, lu, câți-ți, E un fel de pușcărie pentru acești zombi. Bă, dar chiar se potrivesc bine în fundalul ăsta. Dar v-am cam spart cu părere de rău, vă spun. Hmm. Deci nu e nimic, nimic, nimic peste tot. Pe aici pare ceva. Hai să... Nu e nimic. A, da, un lever. Bun, 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 bun. Bă, da chiar niciun checkpoint în tot jocul, bă. Nu se poate așa ceva. Vă dați seama cât de greu e? Uh. Aș încerca să nu mor, știți? Cam asta e faza. Ah, oh, lu, mă ce m-a speriat. Bă, dar mergeți mă pe treaba voastră și lăsați-mă pe mine în pace. Mâncăm un puișor, n-am mai mâncat până acum. Asta nu duce nicăieri, bun. Aici? Hai, bă, frate, dacă mi-ar da un checkpoint atât de liniștit, aș ta, jur. Ce trebuie să fac aici, oare? Probabil trebuie să nu mor, dar voi reuși să nu mor? 100% e vreun lever ascuns pe aici pe undeva, așa -i? Hmm. Hai să căutăm. Pe aici, pe sus, nu pare a fi. Îl căutăm pe jos atunci. Nimic, nimic. Sigur, e ascuns undeva, nu foarte ascuns și totuși nu o să-l găsesc, parcă presimt. Așa se întâmplă mereu cu astea. Dar asta. Nu, nu, nu înțeleg. Nu înțeleg, deci de aici am venit. Și ce se presupune că ar trebui să fac? Să mă sui ca nebunul pe aici și am ajuns pe Ok, și de aici? 100% e un lever ascuns. Uite aici trebuie să fie, A, ah, bă, uite că nu e lever, mă. Ok, coborăm încet, frumos. Pam, pam, pam. Opa, aul. Băi, ce m-a speriat. m am speriat în jocul ăsta deja de două ori de nu mai pot. Bă, da, de când au ăștia damage atât de mare? Asta e un pic, că nu înțeleg. Mamă, ce mi-o dat-o, bă! Mamă, nu mai așteptam sincer la asta. m luat un pic am prin surprindere, prea tare m-au luat, bă. Și aici am cotro. Hai să vedem. Bă, dar cum să n-ai un, un checkpoint în tot jocul? Opa! Uh, ce tare e asta! Mamă, de nu merge de un thumbnail aici, nu că direct aici fac thumbnail-ul. Pam, pam. Gata, am făcut poze. E prea genial view Asta uitați-vă și voi. Gata, am făcut pozica. În Minecraft, bun. Și ne continuăm aventura, strigați, ura! Bă, liandele astea întotdeauna îmi dau impresia că trebuie să mă urc pe ele, dar nu cred că trebuie. Hmm, sau chiar trebuie pe undeva? Să ce trebuie să fac aici, bă? Ok, deci pe aici am venit... Bă, poate e prin apă. Da, ia uite. Nu, exact ce ziceam, aparent. M-am învățat, m-am învățat cu hărțile astea dubioase. Da, și mi-a deschis ceva în partea cealaltă. Bă, le știu pe de rost, mă, fără să le-și fi jucat vreodată. Oricum, e super tare creatorul hărților, jur. ești foarte tari. Și pe aici mi-au deschis ceva, bă, nu pe undeva? Hai că mi-au deschis dacă e. A, uite, mi-au făcut alea, bă, pentru parcurs, gen. A, gen Eugen. De pe unde trebuie să sar? A, pe aici. Dar bineînțeles că nu m-am dus pe unde trebuie, era culmea. E haos total pe harta asta, jur. What? Ce naiba? Mamă, cum am urcat ca mai ca muța! Ovițianul Maimuța pe această hartă. Vă prezint Ovițianul Maimuța. Da, cred că trebuie să coborăm. Au, n-am vrut să cobor așa urât. Hmm. Aici e o șmecherie. Sigur e un lever care îmi pune niște un drum pe acolo. Ok. De ce nu merge? Hai să... Ba nu, m-am deschis. A, ah, what? Ce faci, frate? De unde ai apărut? Că doar eu eram acolo. Opa, salut, frate, și ție. Ce naiba. Foarte multă lavă. Aoleu, trebuie să facem parcur prin lavă. Nu-mi prea place. Aoleu. Nu-mi place ce văd. Nu-mi place când iau foc, sincer. Stinge-mă, te rog. Stinge-mă. Bun. Mâncăm un puișor și trebuie să ne mai întoarcem o dată. Pentru că abia acum, aparent, am făcut ce era de făcut. Dacă o luăm pe partea asta, va fi mai bine. Putem sări direct, da, am sărit direct jos. Am luat-o pe scurtătură, mulțumesc. Sper că nu-i făcut drum. Da, uite, au, stai că și aici. Deci șanse foarte, foarte mari să atingi m un picuț lava și ești trip. Ok, trebuie să dăm o târcoală la piramida asta. E deja a doua piramidă din joc. Și trebuie să intrăm în ea, aparent. Mamă, cât de fain e făcut, băjur Super tare, aș vrea să fiu și eu în stare să am răbdarea să fac astfel de hărți. Ok, gata, ce avem noi aici? Mamă, 20 de emeralde de cum nu aveam, 12 diamante, armurică, armurică blană, ia uite, armurică de tot tipul și 12 bucăți de gold. O să-mi pun pe mine armurica asta, nu știu de ce, nu mă întrebați de ce. Și papucii ăștia, bun, 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 avem armurică de goldianu și de diamond. Thank you for playing push to go back to start Nu mersi asta chiar a fost grea harta bă. A fost super super greu începutul Și m-am concentrat ca lumea ca să o termin Leave a comment if you would like to see a part, du part two. Sincer chiar aș vrea să văd o parte a doua Și ce, știi ce aș mai vrea? Să văd cum naiba arată harta din afară Ok aparent a, Asta e doar am înțeles Am stricat asta dar nu contează oricum cum arată, frate, harta? Bă, nu pare foarte mare, de deși e destul de mare. Uite aici începutul. Foarte tare, bă. Tot respectul, mi-a plăcut super mult. Sper că v-a plăcut și vouă la fel de mult. Vă mulțumesc super mult pentru vizionare și noi ne vom revedea astăzi la noul... La ce noul, mă? Astăzi pe live-ul special de 7 ore ca să sărbătorim cum se cuvine 100.000 de pandalini. Noi ne reauzim pe live. Salutare!